Incidentele care au pătat imaginea poliției române, intervențiile stângace și reacțiile neprofesioniste ale agenților au făcut ca Ministerul de Interne să vrea să schimbe radical modalitatea de recrutare a candidaților în școlile de subofițe. Din luna aprilie acestui an nu vor mai putea fi admiși decât tinerii care arată că sunt capabili să aplice legile și tacticile polițienești. Ce se schimbă mai exact știe Cristi Georgescu. Haideți să-l ascultăm. Bună ziua, examenul va fi unul mult mai complex. Nu se va mai limita doar la un test grilă la disciplinele limba și literatura română și o limbă străină. Vor fi incluse jocuri de roleplay, pe durata cărora candidații sunt urmăriți dacă poartă un dialog cursiv care să se bazeze în mod deosebit pe noțiuni legislative în vigoare. Prin intermediul acestei schimbări, viitorii polițiști vor trebui să își dezvolte abilități de comunicare eficientă cu cetățenii în plus. Trebuie să aibă capacitatea de a se exprima în public, dar și de a lua decizii prevăzute de lege în timp util, astfel încât să reacționeze potrivit într-o situație limită. Examenul de admitere va cuprinde 4 module: probele sportive, testul grilă la limba română și limba străină și un test grilă de legislație. Se vor adăuga ca noutate exercițiul de evaluare capacității de analiză și sinteză, dar și exerciții ce vizează deprinderea raționamentului logic. Cele două din urmă reprezintă noutatea în cadrul examenului de admitere în școlile de subofițeri ale MEAI. La școala de agenți de poliție Vasile Lascăr din Câmpina, spre exemplu, vor fi admiși în această sesiune 1340 de candidați.